Colegiul Slătinan se numără printre cele 8 licee agricole din țară, incluse în programul inițiat de Fundația Civitas pentru societatea civilă. Pe parcursul celor 4 zile petrecute la Cluj, tinerii vor fi însoțiți în permanență de un expert tehnic, persoană care le va oferi informații prețioase despre modul în care se poate clădi o afacere. În această vizită, timp de 4 zile, au ocazia să viziteze ferme și firme la nivelul european, astfel încât, după ce vor termina clasa a 12-a, să poată să ia o decizie în ce privește antreprenoriatul, să-și dezvolte asemenea ferme la ei în comună sau să conducă asemenea ferme. Liceenii vor vizita întreg lanțul valoric din cadrul unei firme, producție, procesare și activitate de marketing, dar vor afla și care sunt oportunitățile de finanțare a unor astfel de afaceri. O ocazie unică, spun ei, având în vedere că ferma didactică a școlii nu le asigură condiții necesare activității de practică. Așteptările mele sunt foarte mari pentru că sunt în ultimul an de liceu și vreau să învăț cât mai multe pentru că dorința mea este să devin medic veterinar. Noi facem practica la noi în comune și mai am ceva experiență, adică nu sunt la început și cred că o să mă descurc bine, având în vedere că am făcut practica la noi acasă. Chiar îmi doresc să merg și eu la o fermă, să văd cum arată, să putem să ne dezvoltăm și noi cunoștințele, să putem să învățăm să ne facem și noi o afacere pe specia de bovine, adică sunt mai producătoare, avem mai mult câștig, este și muncă, dar și producția este foarte mare. Știm că putem să accesăm fonduri europene, putem să ne facem ferme sau ceva în domeniul agricultură. Acest proiect oferă posibilitatea reprezentanților comunităților rurale să cunoască proiecte și idei de succes.